Zeci de împătimiți ai sportului minții au participat la drobeta Turnul Severin în acest sfârșit de săptămână la un campionat de șah. Alături de sportivi severineni, la competiție s-au aflat participanți din mai multe județe ale țării, dar și din Serbia. Concursul s-a încheiat duminică, atunci când cei mai buni competitori au fost premiați. O nouă ediție a competiției intitulată Weekend Șahist s-a desfășurat zilele trecute la drobeta Turnul Severin. Participanții au venit în număr mare atât din țară cât și din Serbia. Cei mai încântați au fost cei mici care au reușit să țină piept celor mari. Câți ani e? 11 ani. Și de ce ai venit astăzi aici? Vreau să câștig și să dau tot ce pot din mine. Chiar dacă... Da, am mai participat la concursul de blitz. Și cum ți se pare? Mi se pare greu cu ce aversare avem astăzi. Ai mai participat până acum la competiții de șah? Da. Și ai obținut și premii? Da. Îmi spui și mie ce premii ai obținut? Păi am câștigat de două ori locul întâi. Cum crezi că va fi concursul? Cred că va fi greu, dar sper să obținem loc bun. Te-ai antrenat de mult pentru acest concurs? Da. Cu cine faci tu? Cu cine joci șah? Cu antrenorii mei, cu mama mea, cu bunicul meu. La cea de-a doua ediție a competiției au fost prezenți campioni cu numeroase premii din țară și din străinătate. Te învață și în viață cum să reacționezi, cum să iei anumite hotărâri. Deci șahul este benefic pentru orice persoană de orice vârstă. Se desfășoară Weekend Șahist Severinan, ediția a doua. Avem participare internațională pentru că ne bucurăm de prezența vecinilor noștri sârbi. Sunt și copii, dar și adulți. Este un concurs omologat Federația Română de Șah și FIDE. Se vor acorda premii în bani, dar și trofeu, cupe, medalii și diplome. Câți participanți? Sunt aproximativ 35 de participanți. Ne bucurăm că suntem la cea de-a doua ediție și că am reușit să o organizăm în timp atât de scurt. Participanții care s-au clasat pe podium au obținut trofee și premii în bani.